Gabi, fericită, primul titlu din istoria clubului la volei feminin. Categorică, mă bucură foarte tare acest rezultat și această performanță pentru CSM București, pentru că sportul sau copiii și fanii noștri au nevoie de să ne vadă că facem performanță pentru ei, că facem performanță pentru acest frumos oraș numit București, că facem performanță pentru a motiva tânăra generație să vină cât mai mult către noi, către sport. Numai acum trebuie să și punem bazele infrastructurii sportive, pentru că Bucureștiul, ne place sau nu ne place, duce lipsă în acest sens de infrastructură sportivă. Și fetele de la volei bănuiesc au nevoie de o sală a lor. Nu numai fetele de la volei au nevoie de sala lor și de căminul lor, dar și fetele de la handbal, și sportivii de la rugby și atleții noștri, toți au nevoie de căsuța lor, unde se știe că vin ca acasă, că au toate condițiile de pregătire. Noi astăzi ne pregătim, după cum bine știți și cum știe toată lumea, în diferite săli și terenuri de la nivelul Bucureștiului, dar asta nu ne împiedică, ați văzut, să facem performanță. Dacă oamenii sunt pasionați, dacă există acea motivație intrinsecă de a face performanță, asta zic că nimic nu ne poate sta în cale. Și pentru acest lucru dați-mi voie să le mulțumesc atât antrenorului, cât și sportivelor noastre, care au încheiat un sezon extraordinar și acum au timp să se liniștească, să cearnă tot ce a fost bun și rău în acest sezon și să îmbunătățim lucrurile acolo unde este cazul pentru sezonul 2018-2019. La CSM București sunt legitimate două fete de 14 ani care au fost unite jucătoare de bază în echipa națională care se califică la campionatul mondial, și Alexia Căruțasu și Francesca Alupe au doar 14 ani și ei sunt legitimate la CSM București. Te bucură și această veste? Pe mine mă bucură și încurajez și asta este unul dintre obiectivele noastre și nu abdic de la ea, în sensul că fiecare șef de compartiment sportiv la CSM București au obligativitatea de a aduce cât mai mulți sportivi români și să încurajăm sportivii români să se lipească lângă echipele puternice de la noi, de la CSM, tocmai ca să performeze, ca să ajutăm și dezvoltarea sportului românesc. La CSM, la secția de volei, sunt două nume importante din volei mondial. Ferhat Akbaş și jucătoarea din Sebra Kocevei sunt nume importante. Crezi că ei pot fi un model pentru jucătoarele tinere? Deja sunt un model. Nu putem spune că pot să devină un model. Nu, ele sunt un model și dacă ați văzut, nu știu dacă ați urmărit și competițiile de la nivel de România, toată lumea vine în sală pentru ele. Asta înseamnă că sunt deja un model, că toată lumea le urmărește de pe margine pentru că au atitudine, au acea determinare în teren și ați văzut că sunt lideri, la fel ca și Ioana, care astăzi a făcut un meci, și nu numai astăzi, dar și Ioana Baciu a făcut un meci sensațional și ea este un model pentru tânăra generație și este o româncă cu un potențial extraordinar, care împreună cu Brakocevic, ați văzut ce echipă frumoasă fac.